E luni, dăm drumul la un nou vlog. De data aceasta o să fie un vlog făcut în deplasare. Mergem spre un cantonament în care sper eu că o să slăbesc, o să mă tonific, o să mănânc sănătos, o să fac multe antrenamente și sper eu că o să plec de acolo cu 2-3 kg mai slăbuță. Asta e obiectivul meu suprem. E mai mare, pentru că s-a inundat pensiunea, mă rog, nu pensiunea, curtea pensiunii unde se ține cantonamentul și practic șoseaua, undeva unde noi trebuie să urcăm la pensiune, nu se poate trece că e apă multă, așa că o să oprim pe drum la un restaurant și așteptăm să se retragă apa, sper că nu până mâine dimineață. Ziceau că 2-3 ore o să dureze, deci da, oprim, mâncăm, ne relaxăm și după aia pornim iar la drum. Măsurătorile, țineți-mi pumnii. Hai că ți ținem. Și dacă nu, prima dată... burta, îți mai slabă pe cântat. Da, dacă tragi burta, neapărat să tragi burta, că arată cântarul mai puțin. Hai. Și pe cântat. Așa, prima da? Dată pe cântar. Hai să se vadă aici. 56 cu 5, ce atrage burta? Tot atât arată, nu. Oh. Cred că nu merge bine. E stricat cântarul. La ultima vin o să se vadă clar. Hai vino să se vadă și metru aici. Vino pe aici, vino aici în spate, când pun metru, uite. Nu le-ai cu uite, filmat. Vino aici în spate, uite. A să se vadă, ia uite, avem un șold de 83,5, stai să urcăm puțin mai sus, ora. Și o talie de viespie, bineînțeles. Doar că e viespia cam puțin... 79. Fii palonată, e viespia. Hai să vedem și fundul. Fundul trebuie neapărat să fie de braziliancă. Ia să vedem. Braziliancă nemâncată. Oho, 97, e braziliancă, bun. Și acum, Laura, vreau să vedem. Trage puțin mai în sus pantalonii ca să nu stea aici. Bun, aici scădem un centimetru, că ai pantaloni din ăștia fashion și... Avem 52. N-avem. Bun, mersi, Laura. Aici e pireu. Orez acolo? Orez. Așteptăm mâncarea, gata măsurătorile, așteptăm mâncarea. Pireu cu cărniță. N-a ieșit prea bine la măsurător. E sigur, galbuș, poate. N-a ieșit cum trebuia. Prima masă din cantonament și chiar arată bine. Avem și o sălățică aici. Piure cu piept de pui. Asta a fost ultima zi. Ultima zi de fericire. V-ați rănit bine? Da, foarte bine. Asta a fost ultima masă pe ziua de azi. Mai avem un suc la final. Nu o să mâncăm nimic, mai avem următoarea masă dimineață la... Dar am înțeles că avem un suc diseară, nu? Da, Cola, nu? Fanta la alegere Sprite? Nu, o să încercăm să mergem pe ceva mai natural. Fanta de portocale. Deci da, azi gata cu mâncat, mai un suc. Eu încă sper să fie cola, dar cred că nu. Ai terminat? Poți să iau? Da, stai că mai am un suc. Stai! Da. A ieșit apa din albie. Îi nebunie peste tot. Am ajuns! Să vedem cum trecem pe podulețul ăla mic. Hai de capul meu. Eu cu simțul meu al orientării și al spațiului, nu știu ce mă fac. Am parcat până la urmă pe marginea drumului. Nu cred că avem cum să trecem cu mașina pe podulețul ăla, dar dacă iese apa și îmi ia mașinuța, eu și mor. Uitați-vă ce viteză are, Doamne! Cina! Ce delicios! Dar nu v-a apucat până nu aducem la toată lumea. Dar să aducem și pâine, da? Nu să nu desfăiați. Aducem și aducem și pâine imediat. Ce bine, la... Chiar e bine. Nu vă grăbiți, serios. Super bun. Marco, simțiți nutrienții, da? Ușor, pas cu pas. Bine, Mirel! Luați câte o frunză de mentă, o gură de... Pregătită pentru primul antrenament din cantonament. Yay! Să dăm bice! Trecem în picioarele goale prin baltă. Hai că nu-i chiar așa rece. Improvizăm și noi. Mamă zita, hai. Che bonita. Hai!
Bine, Damian, bucă-te! Măi, că tu ai asta! Avem nevoie de tot! Haide! Relaxăm ușii spatelui, de jos, de pe lombar, de sus, de cervicală. Relaxăm coloana. Se putea și mai rău, se putea și mai bine. Gata, primul antrenament și se termina. Totul este sub control. Cum ați simțit puțin pulsul? V-ați antrenat în ultimul timp? V-ați antrenat, ați început să mergeți pe la sală, nu? Colecut, așa că haideți să terminăm antrenamentul cu Prio, să vedeți cum dormiți la noapte. Deci nu, inspiră. Bravo, de inspiră și spre înainte. Da, din nou apropie picioarele. Inspiră. Asta am ales eu pentru micul dejun și încă un ou, două ouă, o grămadă de legume, puțină brânzică, o să limitez brânzica să nu cumva să fac coșuri și o felie de șun. Am mâncat și acum ne gândim dacă să mergem într-o drumeție sau să stăm ca divele la plajă. Ce alegem, Elena? Drumeție ca divele. Ca divele, normal. Ne luăm costumul de baie și mergem în drumeție. Ne combinăm. Da. Până la urmă am stat și la soare și am mers și în drumeție. Am stat vreo 15-20 de minute la soare și ne-am plimbat și pe aici, prin zonă, cadivele. Da. Ultima masă pe ziua de azi, o ciorbă de legume. La prânz am avut ciorbă de păcuță, deci am avut doar mic dejun și două ciorbe. Viața, people! Azi mergem în drumeție. M-am și echipat cu bocănceii. Dimineața avem omletă. Oh my God, ce bun e omleta! Abia aștept să mănânc. Nu mi-a prea fost foame. Chiar a fost super, super ok. Simt doar senzația de poftă de a mânca ceva. Dar în rest n-am nicio treabă. E super, super ok. Ieri am avut un antrenament intens. A fost transmis și live. Sincer, deja simt că am slăbit. Toată slăbită cât a zis. Ok, hai că vedem cum o să fie traseul. Sincer, abia aștept să merg în drumeție. Mie îmi plac mult drumețiile. Azi avem pâine cu vinete, dar e a doua felie. Am mai mâncat una, omletă și multe, multe legume. Doamne, deci vinetele sunt geniale și sunt pe pâine din aia integrală, deci ok. Omleta iar foarte bună, dar vinetele vis. De unde? 30 de metri? Am pornit în drumeție. Am urcat deja de vreo oră, tot urcăm. Dar e ok, super fain pe aici. Vremea e faină, dar e umed. În rest, tot ok. Am ajuns la finalul traseului și îi absolut superb. Doamne, ce frumos arată. Toată lumea filmează aici. Fain de tot și vremea o ținut cu noi, îi senin, îi frumos, nu-i foarte cald, nu-i foarte rece, e fix cum trebuie, deși cam umezeală. Am mai zis chestia aia, dar o repet pentru că e foarte deranjant. Deci să țineți minte, da? E umezeală. Să nu uitați, da? Ce am zis? E umezeală. Bun, ne-am înțeles. De fapt, ăsta e finalul traseului. Asta, aici da, pozele. Aici pozele. Doamne, ce super! Tot înainte, nu? De aici trebuie să mergem tot pe acolo. Ai telefonul la îndepână? Nu, da. Cireșe! Cred că o să ne urcăm în cireș. Uite-o pe Claudia, atletica! Ai grijă, femeie! Ai grijă la țepul ăla! Cele mai bune cireșe ever! Am mâncat cireșe, ne-am și odihnit un pic și am pornit înapoi spre cabană și am schimbat un pic traseul. Venim de data asta mai pe cărări din astea, prin pădure. Tare frumos și pe aici. Sincer, mai bine decât pe celălalt, că celălalt era cam pietros și, ziceți cu mine, umed, cam umed. Ai de curum nostru, ne-a prins ploaia pe drum la coborâre, dar nu mai avem mult, imediat ajungem. Numai bine am pelerina la mine. Îs terminate toate, mă dor picioarele, brațele, tot ce am mă doare, dar mi-a trecut tot când am văzut
mâncarea, Doamne, ce bine arată! Salata de la cină o savurez pe terasă, o să-mi pun și un serial pe Netflix, miroase și a friptură, deci miros de friptură cu salată grecească, cu peisaj mirific, totul e superb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravo! People, suntem la jumătatea bootcamp-ului, au trecut cam 2 zile jumate și mai avem 3 zile cam așa și totul e super, super ok. Nu ni foame, mâncăm cumva pe săturate, dar nu exagerăm, mâncăm sănătos, facem o grămadă de mișcare. Ieri ați văzut că am fost în drumeție, am văzut cum venit. Mă taci mă cățelule, mă strigă cu mama lui de cățel. Am venit rupt, da, ne-am odihnit o oră și după aia seara am mai băgat niște abdomene, un antrenament. Chiar e fain, deci e genul ăla de tabără unde nu te gândești cu groază, vai, mai, hai mai 2 zile și gata, te gândești, wow, hai încă 2 zile, dar e super ok, eu parcă aș putea să mai stau un pic. Da, da, chiar e fain. E fain, e fain, nu e nimic exagerat, nici antrenamentele nu sunt excesiv de grele, dar îs grele cât să simți că lucrezi și transpiri și tot, dar nu e genul de antrenamente de care să-ți fie groază și să nu mai vrei să le faci, să zici, în viața mea nu mai vreau să trec prin așa ceva, deci tot ok, totul bine, vă laud, vă laud. Hai să vă fac cunoștință cu unul dintre, ăla care ne chinuie mai tare dintre cei doi. Hai mă pui aici, stai să-mi pun și ochelare ca să... Să fiți la fel. Ia zile ceva, pe blog. Ce să le zic? Să le zic că... Laura e o fată foarte conștientă. De mine? Eu sunt Cătă. Da, bine, hai să vă spun despre mine. Eu sunt Cătă, sunt antrenor de fitness. Împreună cu colegul meu, Sorin, am organizat această tabără, acest bootcamp. Datorită faptului că acum 3 luni, pe o perioadă de pandemie, nu? Ne-am auto-izolat în sala noastră de fitness. Am transmis foarte multe live-uri. Datorită... Dacă vreau să-mi zic în comentarii dacă câți vă știu pe voi din live, că sigur sunt care vor urmări pe live. Da, mai ales fiind în Timișoara, da, da. Cu toții, da. Am avut un impact atât de frumos, atât de drăguț. Și așa a ajuns Laura să vină în acest cantonament cu noi. Ei, cum te simți, Laura? Cum foarte bine. Deci aia spuneam că e un bootcamp pe care te și simți bine. Și mănânci, dar nu exagerat, dar nu te simți cu stomacul gol, de parcă te doare. Cum ți s-au părut antrenamentele? Asta le spuneam că sunt intense, dar nu exagerat să nu mai vrei să faci, să te gândești, vai, da, deci da. 2 zile și am scăpat. Ceva de genul, vai, hai, fiază antrenamente. Am încercat puțin să facem lucrurile așa treptat, ai văzut? Să ne și simțim bine. Bun, și ce ne așteaptă mâine? Ia spune-le tu lor. Ce vă așteaptă mâine nu vă așteaptă. Nu, mâine e vineri. Da, mâine e vineri. Mâine vom mânca micul dejun. Mâncăm micul dejun, după care mâncăm următoarea zi micul dejun. Adică vom sta 24 de ore de la micul dejun până la următorul mic dejun. Credeam că de astăzi, de la cină până mâine. Păi nu, pentru a fi 24 de ore și nu vrem să luăm cina. Ne încărcăm de dimineață și stăm 24 de zile până mâine dimineață. Fain, abia aștept. 24 de ore, da, 24 de ore, stai că m-am emoționat. Na, cam despre asta e vorba, adică cum ai văzut am făcut foarte multe activități. Acum o să mergeți cu Baghi și voi? Mâine mergem ca să ne distragă atenția de la fasting. Bun, perfect. Atunci vă pup și vă așteptăm și pe voi în următorul bootcamp pe care îl vom organiza. O să vă spună Laura mai multe detalii. Avem și dar ceva testimonial. Dacă aduc clienți la anul, mă, e gratis, ca nostru da. Trebuie să plătesc. Da, 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 dacă duce... Deci pe da, cameră, am spus. Dacă duci 20 de clienți, ai gratis și tu și îți mai, cei poți 20 lua, de clienți. Îți mai poți lua și o parteneră sau un partener gratis. Bun! Bye! Bun, și acum ne punem să mâncăm. Eu am crezut că fasting-ul o să înceapă din seara asta de la 6 și am zis, hai că mănânc un pic mai mult, mi-am luat și o gustare pentru mai încolo, dar nu cred că mai mănânc dacă totuși fasting-ul începe de mâine dimineață. Am iar 2 ouă,
Bă, noi zilnic am mâncat ouă, cam mult. Ieri am mâncat omletă și alalte. O să mănânc un singur ou și poate atunci mănânc banana. Că sau cum poți să-l pun la loc, nu-i bine, dacă l-ai atins, nu-l mai mănânci. Dar deci un ou, pâine cu vine, te grijă vinetele astea. Erai să rămâi fără ele? Tu cui curița, cui le-au făcut, de fapt, dacă-i bărbat, mai bine. Mai bine, eu zic să rectifici. Tu cui vinetele lor de vinete, asta îți dă bune. Tu l-ai viață. Roșia de castraveți. Deci, echilibrat și bun. Na, bun. Bye! See you tomorrow, see you tomorrow. Și dansul fericit, da, ce faci deci acolo? N-am bani să-mi plătesc tabăra și m-au trecut ăștia la bucătărie și am fac pui picant. Ia, vezi aici ce fain. Ia să vedem, măcar știi să gătești. Uite, la asta e pentru tine. Oh, de ce? Dar de ce? Te răzbun pe mine, a? Nu, asta e pentru Claudia, că mâncam prea mult dimineață. Pentru Claudia, așa, așa, așa. Și știi, Claudia, ți-am făcut laba. Da. Ți-am făcut laba. Ești de groază. Claudia, dacă nu... Da, deci foarte bine știu să gătesc, după cum vedeți, foarte sănătos și da, asta este. Cine vrea în tabără, dar n-are bani, vine la cratiță. La cratiță, corect. E deja ora, ia să văd. Da, nu pot să văd de aici. Probabil în jur de 2:30, la 2:30 se servește prânzul. Și sincer simt un pic fomică pentru că dimineața am renunțat la ouă până la urmă. Am rămas doar cu pâinea cu... pâinea cu vinete și legumele, deci un pic deja simt foame, mi-am luat și o banană în caz că mi s-ar fi făcut mai tare foame și o să avem, ați văzut ce am gătit de zor eu, o să avem tigaie picantă, îi spune, arăta tare bine, mai ales la baia, glumesc, arăta foarte bine pulpa, dar... Da, mergem să mâncăm și după aceea eu o să mă ocup de niște contracte, niște chestii pe care le-am de făcut. După aceea antrenamentul de seară. Iar se norează, tot timpul pățim așa. Dimineața e frumos, e soare până pe la 3-4, după care începe ploaia și ieri a plouat. Ne-a prins un pic pe traseu, s-a oprit și după aia a început destul de tare pe la 4 să plouă. Asta este, măcar bine că dimineața facem antrenamentele afară și frumos, e un pic soare, nu-i prea cald, e numai bine. A venit, cred, Elena, colega mea. E cameră. Ciao. Din cauza ei trebuie să părăsesc eu camera, că vine soțul său. Cu data viitoare când în tabăra următoare, exact, în tabăra cantonament, da? Da, îmi dai porția ta de ceva. De papanaș. Oh, vai, deci aici ca să ajungem în partea din spate a grădinii trebuie să trecem practic printr-un fel de bucătărie exterioară, unde se făcea zilele trecute gem de afine, Doamne, deci ce poftă ni s-au făcut. Și am întrebat dacă nu putem să cumpărăm un borcan, a zis că nu au de vânzare pentru că abia le ajunge lor. Dar dacă vrem, pot să ne facă ei niște papanaș cu gem de afine. Și de atunci tot la papanaș și aia din gândul. Începem antrenamentul de seară! Energie! Da, în spate, da? Până acum ai dus în față? Energie! Bine, Laura! Ai, uite 10 secunde! Sos! Atât mai avem această serie de pas fondat, izometria și semigenuflexiuni. Un minut jumate și am încheiat! Azi avem o zi mai relaxantă, am făcut antrenamentul de dimineață și acum mergem până la Alba Iulia. Lumea a plecat în drumeție, dar noi ne-am sustras și mergem să vizităm Alba Iulia. Îi zi de fasting, adică nu o să mâncăm timp de 24 de ore, am mâncat micul dejun și până mâine la 11 nu mai mâncăm nimic. Cred că o să fie un pic greu, dar eu am mai ținut genul ăsta de fasting de 24 de ore, chiar mai lung un pic. Deci nu, eu zic că o să mă descurc, mai ales că în Alba Iulia o să avem ocupație, nu o să ne stea gândul la mâncare și la foame.
și chestii de genul. Mai avem de seară un antrenament destul de light. Deci, da, sperăm că va fi bine cu foamea, că nu o vom simți. E absolut superbă Alba Iulia, cetatea, super îngrijită. Doamne, deci ne place maxim. Ia uitați-vă și aici cât e de frumos. Acum vrem să coborâm și noi acolo jos, după ce traversăm podul. Cred că trebuie să coborâm pe acolo, pe undeva. Superb și atât de bine îngrijit și atât de bine păstrat, tare frumos. Cred că singura metodă de a ajunge jos este să sărim. Dar nu știu cine se încumetă primul. Da. Copiii imediat, da! Astăzi șef de trib e Hamude, așa că el ia decizia. Hamude, ce facem? Ne spui pe unde coborâm sau mergem la mașină? Păi, uite-te la cameră. Stai tu, mă filmez? Da, te filmez. Vrei să apar pe YouTube? Da, vreau. No, bun, atunci zi unde mergem, în care parte. Rania e șefărița de trib. Da. Păi ar zice să mergem jos, dar nu știu cum să ajungem jos. Să sărim? Păi da. Să sărim n-ar fi o idee bună, ar fi n-ar o idee fi proastă, fiindcă ne-am aruncat, am ajuns în bucăți acolo. O, că bine zici! Ar fi bucăți! Am abandonat ideea de a mai coborâ, pentru că pur și simplu nu ne dăm seama pe unde am putea coborâ și nici nu mai prea avem timp, că trebuie să ne întoarcem și la cabană și vrem să mai mergem cu copiii să mănânce ei pe undeva. Noi n-avem voie, dar ne menținem tard, deocamdată nu mi-e foame deloc, nici n-a trecut mult timp, au trecut numai vreo 3 ore. Deci mergem la mașină și cred că mergem la mall, Elena. Da. Băgăm un Zara ceva, oare au un Zara aici, dar cred că au și ei Zara, dacă așa știu. Oricum e oraș mare, ar trebui să aibă. Da, să avem amintire. Hey guys, este dimineața celei de-a 6-a zile, este practic sâmbătă. Încă n-am mâncat, m-am pus un pic pe bicicletă, am pedalat și mă simt slăbită. Nu mi-este foame, dar mă simt foarte slăbită, parcă m-aș pune la somn. Am trezit pe la 7 și am dormit 7 ore jumate, ceva de genul, dar nu știu, după bicicleta asta, după pedalat, m-a luat oboseala. Mai un pic și mâncăm, încă o oră. Din păcate vremea e atât de urâtă, plouă, așa mărunt și azi planul era să mergem cu niște mașinuțe, cu buggy-urile. Și nu cred că o să se întâmple, pentru că dacă plouă așa, nu prea avem cum să mergem. Deși, cine știe, poate ne luăm niște pelerine și mergem totuși. Mi-ar fi plăcut tare mult, deci tare, tare mult mi-ar fi plăcut să merg cu buggy-urile astea. O să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Iar să scăpăm de tot ce ai în kilogramul. Dă și șosetele. Dă și aia, vezi că e grea aia de pe Crisporul ora. Da, mai foarte grea aia. Hai. Mai scădem un kilogram de la aia. Da. Hai să vedem. Așa. Am emoții. Bun. 54,4. Bravo, 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 Laura. Cam mâine mai scap. 54 și ai avut 56,5. Sigur ai ajutat. 74. Și acum aș vrea numai puțin să-ți dai aici. Wow. Numai puțin. 5 cm. Ce? Așa zici, uita. Ai dat, erai pe bicicletă și acum de dimineață. Nu, uita și are 80 în 80 în sucar 79 cu 9. 80, 3,5 minus 94 cu 9. Hai, întoarce-te. Aici ai scăzut un centimetru. Am scăzut un centimetru. Ai 53 cu 5, 52 cu 5. Ți-ai făcut 53 sub 54. Ceea ce nu-i greu deloc să mai dai jos 400 de grame până mâine. Aia și asta și mâine. Laura, vezi că n-ai voie să mănânci. Da, să vezi ce puțin mi-am pus. Numai să le pozez așa. Deci, eu mi-am pus oricum puțin, îți cu minte. Azi cătă aici pe față și Sorin. Uite și la mamă, mănânci cătă.
Asta e nebună, deci asta, asta e cea, ia, uitați-vă. Da, 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 și slănină și untură, păi da, untură pe pâine, foarte bună. La micul dejun e ce. Ești nebună. Deci azi au fost foarte darnici cu noi, avem șuncă de toate felurile, avem brânză, avem omletă. Uai, ce faină e omleta asta, uite. Nici n-am mai văzut omletă. Îți pui un pic de dulceață peste și te minți că-i, e tort camuflat, că-i ceva strudel. Și țineți-vă bine, aici avem slănină jumătate, mă rog, nu mai prea avem. Laura, m-a ajuns să le la masă? Da, că nu pot. Normal, roșii, castrate, dulceață, aici am avut vinete, mi-am pus și eu unt. Deci azi, practic, putem să ne facem de cap. Dar eu am fost super cu minte. Am o pâine cu vinete, omletă, două bucățele de brânză. Păi uite ce cumintez, nu mi-am pus prostii, nici untură, nici jumări. Da. Nu e ok, ce mănânc eu? Da, tu te filmezi? Pe tine te filmez acum. Păi da, ai pus numai mâncare sănătoasă. Ai văzut? Ai văzut? Da, aici numai, wow. N-avem niciun măcar cu mezeu. Mezel avem, mezelul, dar nu ne-am pus noi, că nu-s așa sănătoase. Avem plăcintă cu mere. Diseară ne luăm plăcintă. Am slăbit 2 kg și musai să le pun la loc înainte să plec de aici, nu? Așa că o dăm pe plăcinte. Dar o să mănânc doar o felie, restul le duc acasă. Am zis că o să mănânc doar o felie, dar voiam să zic că o să mănânc o felie din fiecare, că nu se poate, trebuie să gustăm de toate, să ne dăm cu părerea. S-a făcut vremea bună, așa că pornim cu machiurile! Super entuziasmată! Panica, încep! Ce? Mi-e mi frică, mai jur! Ioi, ce e aici, iară? Îți dă în șalune, că puterea colanul. Nu contează, te descurci, te descurci, te descurci, te descurci. Mă descurc, că sunt femeie puternică. Exact. Laura, fii bărbată! Încep, încep, încep. Ai fost tipată de bărbată. Hai că te descurc. Hai, gata, hai scăpă! Bravo! Te pot să la grea! We are alive! Viață! Elena. Asta e mai mult decât să faci în antrenament! Da, da! Vai de curul meu, deci partea aia am crezut că fac! Oameni, de ce? Vai, m-am dat! Viață, deci porțiunea aia, jur că aveam impresia cum să-mi pice fundul în prăpastie, tot alunecat spatele, așa simțeam pe stâncile alea, voi, de pui mei. Am scăpat de porțiunea aia, am zis că tura viitoare o fac pe jos, la întoarcere. Nebunii ăștia s-au răsturnat! Da, Didi! Sunt normal! Când ai prea multă adrenalină, nu-i bine. Cale face infarct. Da, bine că ăștia sunt nebuni. Dar nu v-ați lovit. Bă, vezi că pute ceva urât, serios. Mie îmi pute amentă. Miroase ars, vorbesc serios. Și scoate fum. Scoate fum ceva. Didi, stai, a zis stai. Stai că trafesă. Deci băieții s-au abătut de la traseu, în loc să vină aici pe drum, s-au băgat acolo într-un șanț. Îs prea hardcore-iști. Scurăție și pe telefon, că e totul filmat. Haide și eu să vreau filmarea aia. Nu, pe telefonul l-am ținut cu prețul vieții. Ce are el să... Da? Voi filmați la fața? Eu filmam, el conducea, gen... Dar are nicio scuză. Și ai prins că v-ați răsturnat? Cum? Nu mai știu ce am apăsat, ce n-am apăsat. Dar ce-ați vrut să faceți acolo? Eu doar că eram cu telefonul. Stai. Didi era... Didi e responsabil. Șoferul a fost pedepsit și cred că trece în dreapta. Nebunie pe câmpie, chiar că suntem pe câmpie, sau nebunie munți. Am făcut un popas tare fain, uitați-vă cât sunt de faine căsuțele astea. Îi spune Muzeul Viu de la Tecșești, ceva de genul.
Și absolut super. Și aici înăuntru. Ia uitați-vă. Acolo ce sunt niște prelate, da? E făcut așa cu niște rafturi. Super frumos, cu un cuptor. Și am înțeles că aici vin unii periodic și stau și fac grătare. Foarte fain. Acolo e o masă în partea aia unde pot ei să mănânce. Și mai este o căbănuță mai încolo. O filmez imediat și pe aia. Și ăsta e cuptor. Uitați-vă cât e de frumoasă, Doamne! Deci, ei, superbă! Doamne, zici că e o ciupercuță. Ia să vedem aici înăuntru. Ui ceva. Aha. Sunt niște rafturi, un pat. Asta e mai curățic. Acolo erau și niște lucruri depozitate. Și o fereastră mică. Super frumos, Doamne, deci ce-mi place. Sincer, eu aș sta o seară într-o chestie de genul ăsta, să fim mai mulți, să fim o gașcă mare. Super fain. Am ajuns la final de traseu. Peisajul absolut superb. Ia să vă arăt aici. Doamne, deci cum arată? Pentru asta am venit. Sincer, pentru peisajul ăsta am zis că trebuie să vin, dar ne-am și distrat maxim și acum la întoarcere o să luăm toate bălțile. O să fie nebunie. Am ajuns sus. Doamne, deci uitați-vă ce frumusețe. Doamne, viață, deci... Aveți grijă, nu? Aici dacă te duci, te-ai dus. Nu te mai întorci. Viață cum arată. Și echipa supremă, liderul echipei. Ia să vedem și aici. Mie mi-e frică de înălțimi, știi? Da, nici nu sunt un mare fan. Serios, și atunci încerc să păstrez un pic distanță. Doamne, deci aici e o prăpastie. Și eu imediat am prins curaj. De fiecare dată când ajung, știi? Prea fain. Mă duc direct. Prea fain. A început să plouă, așa că o să ne întoarcem, cred eu, pe ploaie. Dar a fost senzație, deci maximă experiența. Înainte să ia mașinuța, vreau să vă arăt și vouă cum arată aici și domnul responsabil cu adrenalina. Deci dacă sunteți în zonă, aici în Alba, trebuie neapărat. Așa arată mașina pe care am condus-o eu și-s mândră de mine. Deci, în halul ăsta arăt, am și luat la întoarcere toate bălțile posibile. Că mă simt bine așa ca un porcușor. Să te simți dirty. Ne echipăm, ne facem bagajul pentru că în seara asta, din păcate, plecăm spre casă. Lui Ryan îi dor de mine și o să plec un pic mai repede. Teoretic ar fi trebuit să plec mâine dimineață, dar o să plec în seara asta. Oricum am distrat maxim, deci a fost super experiența cu totul. Antrenamente, mâncare, chestia asta pe care am făcut-o acum cu baghiurile, maxim tot. Gata, ne-am împachetat și ne punem pe drum. Sincer, îmi pare destul de rău că plec, ne-am simțit tare bine, am avut și rezultate, super ok. Practic 2 kg în minus. 4 zile, că luni nu se pune că am mâncat. Da, că am ajuns destul de seară, baton, dimineața am mai mâncat. Deci marți, întregi ori fost marți, miercuri, joi, vineri. Și azi deja azi ne-au cântărit de dimineață. Da, 2 kg în 4 zile. Cine n-ar vrea, nu? Și ușor. N-am simțit foame, n-am simțit oboseală. Faină experiență. Super. Deci chiar mi-a plăcut maxim. La anul venim iar. Momentul adevărului. 53,8! Este sub 54, exact cum mi-am propus. M-am mai urcat odată pe cântar ca să văd și grăsimea, 14,1 kg de grăsime și eram fix aici la minim, adică cu o căsuță după minim. Deci n-am mai avut greutatea asta de un an de zile, sunt super happy. Am pornit spre Oradea să-l iau pe Ryan de la mama, o să merg și o să mă întorc în aceea zi, n-am mai făcut niciodată chestia asta.
O să fie vreo 5 ore de drum dus întors. Dar e fresh, am cafeaua lângă mine. Ne descurcăm. Doamne, ce încântată îs de cântărirea de dimineață, 53,8. N-am mai fost la 53 de kilograme de vreun an de zile, poate chiar mai mult. Îs super, hiper, mega încântată. Practic, mi-am atins țelul și nici măcar nu a fost greu. Deci, sincer vă spun că parcă mai mult m-am distrat în tabără decât să simt că m-am chinuit și tu l-ai, Doamne, ce am tras ca să ajung la rezultatele astea. A fost o tabără super faină și abia aștept la anul, deja mai vorbi cu câteva fete și ele vor, câteva prietene de ale mele. Abia aștept să mergem și la anul. E distracție, mâncarea e bună, na, acum clar o să schimbăm locația, dar sunt ferm convinsă că băieții vor alege și la anul o locație faină cu mâncare bună și tot ce trebuie. De sincer, chiar am mâncat, n-am prea simțit foame, adică foame nu pot să zic că am simțit. Nevoia aceea de a mânca, de a ronțăi ceva, da, a fost, dar foame, să zic că mamă închioră-i mațele de foame, nu mai pot, nu, nici vorbă. Și am avut și activități distractive, drumeții, am vizitat și Alba Iulia, deci a fost senzațional. Mă bucur tare mult că am participat. Ok, guys, cam asta e tot pentru astăzi. Am oprit să bag benzină, trebuie să aștept un pic aici la rând. Mare lucru azi nu o să se mai întâmple. După cum am spus, îl iau pe Ryan de la mama, mă întorc la Timișoara, cred că o să fiu ruptă de oboțeală și o să mă bag direct la somn. Ok, asta e tot pentru acest vlog săptămânal. Vă super, hiper, mega mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, vă rog din suflet să dați și mult doritul like, mult dorit de mine. Ok, asta este tot. Vă pupicez, vă îmbrățișez, ne vedem în curând.